Bună dimineața, stimați colegi, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică se intitulează Fără dezvoltarea unor politici demografice coerente, poporul român riscă să dispară. Dincolo de gâlceava litigioasă, perpetuă, care macină și erodează România, zi de zi, extrapolată mediatic, alimentată politic și susținută guvernamental, o problemă gravă și poate cea mai complexă subrezește țara noastră pe termen lung prăbușirea demografică. Un fenomen nefast, precum o cangrenă, ne macină de circa 27 de ani încoace și asistăm într-o stare de prostrație, neputincioși și parcă incapabil de vreo reacție imunologică la îmbătrânirea accentuată a populației, la scăderea natalității și exodul tinerilor. Potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică, în acest moment, raportul dintre numărul de pensionari și cel de salariați este de 9 la 10%. Ceea ce înseamnă că 10 angajați activi, plătitori de impozite și taxe, inclusiv banii pentru Fondul Național de Pensii, susțin 9 pensionari, și se pare că încă o ducem bine. În timp ce, începând cu anul 1990, sporul natural a continuat să fie negativ, nu a existat niciun program de stimulare a creșterii numărului de locuitori sau de primenire a populației anterior, când țara noastră a ajuns să aibă 23,2 milioane de locuitori, acest spor a fost asigurat și de către decreței, copii veniți pe lume după intrarea în vigoare a mult hulitului decret 770 din 1966, prin care regimul Ceaușescu a interzis avorturile. Conform statisticilor, între 1960 și 1990, țara noastră a înregistrat o creștere de circa 26% a populației. Imediat însă, după 1990, a început un declin demografic din ce în ce mai accentuat. Între 1990 și 2015, populația României a scăzut cu circa 14%. Din păcate, există semnale că acest declin se va accentua în deceniile următoare, astfel că la orizontul anului 2050, populația României va scădea cu circa 22,1%. În prezent, previziunile privitoare la viitorul demografic al României sunt sumbre. Până în 2040, populația totală va ajunge la 16,4 milioane locuitori, iar până în 2080 la 13,9 milioane de persoane, potrivit unui studiu realizat de divizia populație a Organizației Națiunilor Unite. În acest sens, specialiștii Institutului Național de Statistică trag un dramatic semnal de alarmă. Dacă politicienii nu se vor implica în dezvoltarea unor politici demografice coerente, poporul român riscă să dispară. O estimare a Organizației Națiunilor Unite indică o singură țară deasupra României la ritmul migrației, Siria, a cărei diasporă a crescut cu 13% pe an. Însă, procentajul Siriei este mai mare din cauza exodului declanșat de război. În schimb, România este țara cu cea mai mare creștere a migrației pe considerete economice. Iată așadar un subiect de interes chiar privitor la siguranța națională, care s-ar cuveni să mobilizeze și canalizeze energiile politice ale tuturor instituțiilor din România pentru găsirea și asumarea unor soluții, totodată răspunsuri legislative pe termen lung. Să ne coalizăm așadar politic cu toții pe această temă înainte de a fi prea târziu. Vă mulțumesc pentru atenție, deputat PMP de Mureș Marius Pașcan.